părerea mea că dumnealui și-a ales o temă de campanie și când nu prea ai ce spune, să alegi un subiect și încep să brodezi în jurul lui. Așa a făcut și domnul consilier. În opinia dumnealui, ce se petrece în oraș astăzi este haos. În opinia mea, în oraș se lucrează. Și se lucrează după un program bine stabilit, bine urmărit. Sigur, mai sunt și mici derapaje, dar eu zic că, pe general, nu afectează buna evoluție a lucrărilor. În fiecare săptămână, marți, avem un comandament la primărie, condus de domnul primar, unde participă toate firmele care execută lucrări pe teritoriul municipiului Suceava. Sunt analizate pe graficele depuse de dumnealor toate termenele de execuție și putem spune pe general că lucrurile evoluează bine.